încredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate, S.O.S. Bună seara, sunt Cristian Erdei, ne revedem la SOS și în această seară vorbim de o formă de terapie mai puțin convențională. Pentru niște oameni privați de libertate, exprimarea prin artă poate să ajute la reducerea stresului, la un plus de încredere și la o îmbunătățire a comportamentului. Urmează la SOS. Care este salvarea unei persoane private de libertate pentru a-și putea elibera sufletul din spatele gratiilor? Simțeam ca un fel de scătușare. Deci ca și când ceea ce este în mine pot să eliberez, să pun pe pânză respectiv. Arta este unul dintre răspunsuri, iar invitatul de astăzi, Alexandru Hărânguș, ne va spune cât de liber s-a simțit prin pictură, deși a fost închis în penitenciar ani de zile. Un tablou care chiar a fost premiat în Germania simbolizează faptul că omul, ca fizic, poate fi încătușat, dar sufletul lui, gândurile lui, nu le poate încătușa nimeni. Deci nu... Pentru el, pictura a însemnat totul în închisoare și a adus numeroase premii. Practic, până să fac tabloul respectiv și până să-l gândesc, nu l-am realizat. Deci, eram un făptaș, asta e, am făcut-o, deci nu gândeam foarte profund până să ajungă la acel tablou. Astăzi, liber, speră să poată picta din nou. Într-o bună zi voi picta. Să adun cât pot, pun... Rămâneți alături de noi pentru a afla ce înseamnă terapia prin artă și cum poate schimba destine. Stăm de vorbă cu unul din invitații din această seară care a petrecut 10 ani în penitenciarul de la Gherla. A reușit cumva să găsească o formă de a merge înainte din punct de vedere psihologic prin pictură și care a acceptat să vorbească cu noi despre toate lucrurile astea. Sandu, mulțumesc mult că ai venit. Și eu vă mulțumesc că m-ați acceptat aici. Hai să vedem așa pe scurt cum a fost pentru tine, adică tu te-ai eliberat în 2010, înțeleg, nu? Ai fost închis 10 ani de zile. Poți să ne spui pentru ce anume? Inițial a fost un furt care s-a transformat în tâlhărie, având în vedere că am amenințat partea vătămată. Deci furtul comis prin amenințări sau violențe sau așa, deja e tâlhărie. Și din câte știu... Inițial am luat 6 ani, pe urmă, nu știu din ce cauză, sau poate că știu, dar nu e timpul acum să spun. Din 6 ani mi s-a mărit pedeapsa la 15. Deci, și a executat 10 ani. 10 ani. Din câte știu, a fost închisă și soția ta, nu? Da. Și asta mă gândeam, cum era, adică să te știi acolo și soția ta să fie acolo. Cum a fost pentru tine, din punct de vedere psihologic? Cred că a fost o experiență destul de apăsătoare, mă gândesc. Da. Mai ales că pe ea nici nu căuta nimeni, nu venea nimeni la ea. De ce nu? Pentru că familia i-a întors spatele, a spus că e oaia neagră a familiei și... Ce se întâmplă asta uneori cu cei... Știi că am făcut o emisiune despre cei închiși și uneori se întâmplă lucrurile astea, efectiv sunt abandonați de familie, de cei apropiați, de prieteni. Bun, în tot acest timp, tu când ai luat contact prima oară cu această exprimare prin artă? Știu că ai avut un prieten care te-a inițiat, un grafician. Poți să ne spui cum a început povestea asta? Cum a început? Deci, inițial, făceam mici desene cu creionul. Da. Acolo, în cameră unde eram, cu alți deținuți. Și a ajuns la urechile cadrelor din penitenciar că e cineva care desenează. Dar tu desenai și înainte? Aveai așa un talent la asta? Înainte sau n-am cu studii sau? Nu. Nu.
Pe urmă, fiind un club acolo pentru deținuți, am fost chemat acolo la club, unde mi s-au pus la dispoziție materiale pentru pictură. Așa am început să pictez. De ce oare ți-ai descoperit tocmai în penitenciar nevoia asta de a desena? Spui că înainte nu prea făceai asta. Cum îți explici? Nu știu, deci nu pot să spun un motiv așa clar de asta sau de asta. Pur și simplu m-am apucat să desenez, să pictez. Și din treaptă în treaptă îmi plăcea tot mai mult, tot mai mult. Mă atrăgea mai mult. Pe urmă, mai mult decât atât când mi s-au pus la dispoziție materiale, atunci am văzut că de fapt nici nu e așa de greu. Și chiar e adevărat, a spus cineva că pentru a fi un pictor bun, să spun așa, e ușor sau imposibil. Deci în momentul când îți vine greu să pictezi, nu vei putea niciodată picta cu adevărat. Deci cam asta. Deci tu vezi așa ca un lucru pe care îl exprim de la sine într-un fel, iasă. Da, de fapt, fiecare tablou care îl fac reprezintă ceva. Sigur că la nevoie pot să fac și comenzi, deci dacă cineva vrea un portret, un peisaj anume, da, ce spune asta și asta vreau, asta fac. Dar când pictez eu, fără să-mi dicteze cineva subiectul, reprezint ceva. Deci oricare tablou făcut de mine înseamnă ceva. Deci nu e, cum să spun, peisajul ăsta, că e copacul și... Înseamnă ceva și... din interiorul tău, deci, da, ceva care, dacă nu-și dă seama privitorul, pot să explic eu. Fiindcă știi, mă gândesc, din punct de vedere psihic, vreau să focusăm emisiunea pe beneficiul ăsta psihologic al terapiei prin artă. Mă gândesc că e o formă de comunicare, într-un fel, de exprimare, adică că poți să exprim prin pictură niște sentimente, niște emoții, niște trăiri. Ele nu mai au atâta putere sau atâta intensitate înăuntru meu și eu, cumva ca și cum aș exterioriza ceva care mă apasă din interior. Vreau să te întreb pe tine asta, începând să desenez și să pictez ulterior, tu ai simțit ceva diferit la tine pe plan sufletesc, să încep să fii poate mai puțin stresat sau să... Așa că știi ceva în urma acestor creații, pe plan interior, zic. Da. Simțeam ca un fel de descătușare. Deci ca și când ceea ce este în mine pot să eliberez, să pun pe pânză respectiv. Poți să ne dai exemplu de niște emoții, nu știu, era furie, spre exemplu, sau era tristețe, sau așa ceva, anumite emoții pe care le-ai eliberat prin pictură? Da, depinde de starea de psihic a momentului, ca să spun, a inspirației, nu? Un tablou care chiar a fost premiat în Germania simbolizează faptul că omul, ca fizic, poate fi încătușat, dar sufletul lui, gândurile lui, nu îi le poate încătușa nimeni, deci nu, deci tablou chiar simbolizează asta. Nimeni nu poate să închidă gândurile cuiva, să îi le dicteze. Deci ca fizic poate, dar ca psihic nu poate. Și asta reiese din tablou. Mi se pare foarte frumoasă ideea asta ta și cred că merită cumva luat în seamă. Adică, până la urmă, nu există un fel de închisoare decât din interior, chiar în cele mai grele condiții de viață, să zicem, putem să mergem cu mintea în anumite locuri în care ne simțim confortabil sau să ne imaginăm lucruri și asta nu poate nimeni să ne oprească. Da. Terapia prin artă are și valența asta. Adică e o realitate care poate nu e prea plăcută la un moment dat și poate prin aceste creații încerci să pătrunzi într-o altă realitate unde te simți mai confortabil cu tine însuți. Asta poate să fie o valență terapeutică în ce spui. Bun, te-ai gândit atunci când ai început să faci desenele astea că o să ajungi să câștigi atâtea premii și că tablourile ale tale o să ajungă la Vatican și să fie premiate la Viena? Nu, nu m-am gândit. Tu ai făcut-o pur și simplu pentru că simțeai nevoia să o faci, zici. N-ai urmărit un scop anume de imagine sau așa. Nu, tocmai din cauza asta, tablourile care le fac eu, respectiv care le fac eu din
sufletul meu nu urmăresc în momentul când pictez să fac ceva sclipicios, ceva foarte drăguț la înfățișare. Pur și simplu vreau să simbolizez ceva, deci să spun ceva. Să transmiți ceva, da. Da, nu mai și era important pentru tine ca acele tablouri să fie văzute și de alți oameni sau nu? Atunci da, când păi tocmai de asta le făceam tablourile și probabil că am să mai fac. Știi, vreau să te întreb un lucru de care am fost mereu curios legat de artiști. Dacă ai vrea să faci un tablou foarte bun și ai avea așa un standard de performanță, acest tablou trebuie să fie foarte bun, crezi că ai avea la fel de mult succes ca și când efectiv l-ai face așa cum simți, natural, firesc sau nu? Nu știu, dacă mi-ar dicta cineva, nu cred că aș reuși. N-ai reușit. Deci, e tot dacă o formă într-un fel de constrângere, vezi? E... Bun, și odată ce ai început să faci creațiile astea, spui că ai simțit că eliberezi niște emoții. Ai câștigat și un plus de încredere în tine, văzând că au fost apreciate acele tablouri. Asta te-a făcut să te simți, știi, în penitenciar mă gândesc că contează foarte mult undeva stima asta de sine pe care cred că mulți oameni o pierd acolo, ca și cum au fost respinși de societate, se pot simți. Sau... Și faptul că un deținut are niște tablouri premiate, lăudate, contează ca și încredere în tine? Ai simțit lucrul ăsta? Contează, pentru că tocmai asta fiind scopul de a transmite un mesaj, în momentul când vezi că mesajul a ajuns unde trebuie și a fost înțeles de privitor, că de fapt e artă vizuală, e un sentiment de, poate chiar și de mândrie, pot să spun. Și nu numai, de satisfacție chiar, că uite, ce am vrut să transmit a fost înțeles. Contează ce puțin... Ce reacție au avut așa colegii de celulă, să spunem, sau cei de acolo când au văzut tablourile tale? Ce ai observat la ei? Am observat că erau bucuroși și se mândreau că sunt colegi de-a lor. Sunt cu ei. Mm-hmm. Și asta te-a ajutat într-un fel? Deci, faptul că acești oameni au conectat cu ce ai vrut să transmiți. Sandu, am întrebat oamenii, telespectatorii, dacă cred că terapia asta prin artă chiar poate să ne ajute pe plan psihologic. Hai să vedem ce au răspuns. Crezi că exprimarea prin artă, de exemplu pictură, poate fi o formă de terapie psihică? Cu siguranță. Eu fac muzică și sunt momente în care, atunci când cânt, reușesc să rezolv toate problemele pe care le am. Supărări, frustrări, mi se pare că le transmit cel mai bine prin muzică și mă gândesc că și prin pictură același lucru, doar așa te exprimi cel mai bine. Arta și în special pictura este cea între cele mai frumoase pentru o terapie psihică, deci pentru un om care mă gândesc bolnav. Arta e atât de complexă, arta are atât de mari profunzimi și nuanțe, încât este imposibil ca să nu aibă influențe psihice. Credeți că exprimarea prin artă, de exemplu prin pictat, poate fi o formă de terapie psihică? Da, chiar da. În ce fel se simte bine persoana respectivă? Mă gândesc că e mai comunicativă prin artă, prin pictură și dacă nu se poate exprima. Eu așa gândesc. Atâta timp cât tu gândești că poți să pictezi ceva care te-ar face fericit, deci n-ai picta-o și te-ar relaxa. Și atunci psihicul se relaxează prin pictură, psihicul se poate relaxa și prin plimbare, în jurături, știință, citit, absolut orice. Fiecare își alege în felul lui de a se exprima psihic, nu? Cred că ceea ce m-a fascinat pe mine în domeniul ăsta al psihiatriei, în momentul când am luat contact prima oară cu asta, a fost faptul că psihiatria n-a fost niciodată doar o știință medicală. Pentru că atâta vreme cât vorbim de psihicul unui om, sunt foarte, foarte multe nuanțe și creativitatea este una din ele. Până la urmă, aceste creații artistice au fost folosite nu doar pentru a descărca niște emoții, chiar și în a diagnostica niște tulburări pot fi. Probabil sunteți familiarizați cu celebrul testul al arborului, spre exemplu, în care dintr-un desen, psihologii își pot da seama de anumite trăsături psihice. Și evoluția unui om care are, să spunem, niște afecțiuni psihologice poate fi urmărită prin felul în care el creează anumite lucruri, desenează, pictează, cântă și așa ceva. Adică e un domeniu care, chiar dacă acum nu e
să spunem, și asta e o durere de-a mea, nu e foarte, foarte acordat, să spunem, cu celelalte, cu medicina. Cred că el are o mare șansă și un mare potențial. Vreau să mai întreb un lucru. Prin aceste creații artistice, uneori, știi, oamenii exprimă lucruri pe care nu le înțeleg prea bine. Efectiv, îți vine să desenezi într-un fel sau să cânți o melodie într-un fel și nu înțelegi prea bine de ce. Și vreau să întreb asta. Tu te-ai cunoscut mai bine pe tine făcând aceste creații, aceste desene? Ai aflat despre tine lucruri pe care poate nu le știai înainte? Da, sigur. Poți să dai câteva exemple? De exemplu, legat de un tablou pe care l-am pictat și care e destul de cunoscut, cu un infirm, e cunoscut tablou. Mi-am dat seama că, de fapt, gândesc tragedia care, eu așa îi spun, care s-a întâmplat atunci când am comis eu fapta, nu? Tragedie, spun, bine, n-a murit nimeni acolo, dar totuși e o tragedie. Pentru partea vătămată, că a rămas fără o parte din bunuri, și pentru mine, că am ajuns să fiu închis. Lucru la care, deci, practic, până să fac tabloul respectiv și până să-l gândesc, nu l-am realizat. Deci, eram un făptaș, asta e, am făcut-o, deci nu gândeam foarte profund până să ajungă la acel tablou. Și în momentul când ai început să ai sentimente de vinovăție, poate în urma acestor fapte, sau regrete, aceste sentimente au fost exprimate în picturile tale? Nu, deci prima dată le-am exprimat în acel tablou despre care am vorbit. Deci cumva a fost invers, tu ai pictat ce ai simțit să pictezi, da, iar ulterior ai conștientizat niște gânduri sau niște trăiri care nu știai că sunt acolo. Ceva de genul. Da, de fapt așa pictez, mă pun în fața pânzei, de multe ori nu văd nimic, când văd ceva, atunci urmează să colorez, să desenez. Bine, după publicitate, Sandule, aș vrea să ne spui și care este motivul pentru care în prezent tu nu mai pictezi, și mi-a părut rău să aud lucrul ăsta. Înainte de asta vreau să vă reamintesc să ne scrieți pe Facebook, să veniți în această emisiune, să ne dați sugestii sau să ne ajutați realmente în realizarea acestei emisiuni, pentru că ar fi extraordinar să facem împreună acest lucru. Nu uitați să ne sunați la 0737511554 și nu uitați de rubrica din final, o ediție de răspuns la întrebările dumneavoastră. Ne revedem după publicitate.